Astra Giurgiu și FC Viitorul se întâlnesc mâine de la ora 18 în al 8-lea meci dinaintea finalului de campionat. Lista jucătorilor indisponibili s-a redus față de meciurile trecute. Denis Alibek care a venit la antrenamente, Fatai funcționează la capacitate maximă, Laban și Yahaya se simt și ei mai bine, iar Tembo a reluat antrenamentele cu echipa după ce a suferit o accidentare într-un meci amical. Capitanul echipei Constantin Budescu este mare absență pentru meciul de mâine. Acesta n-a jucat nici în meciul cu Steaua, fiind accidentat încă din partida cu Pandurii Târgu Jiu de acum 2 săptămâni. Budescu nu putem să fim, nu pot să fiu să mă bazez pe el, fiindcă probabil că numai de luna viitoare va începe antrenamentul cu individual și aceea cu echipa. Până atunci nu pasiv. Are o leziune, nu știu dacă v-a spus doctor, are o leziune fibrilară și de-aia nu poate să fie în lot. Nici Junior Moraes nu se va afla pe foaia de joc a meciului cu Viitorul, deoarece este suspendat. Dorinel Munteanu are însă înlocuitor pe măsură. Am mai multe soluții. Pinto, Rus, am mai jucat funda stânga, chiar Iso poate juca cel funda stânga. Văd, până la ora jocului se schimbă foarte mult în ideea de start. Da, sunt jucători foarte importanți. O să găsim înlocuitori, cu siguranță. Avem mulți jucători valoroși la Astra și cu siguranță se vor găsi și înlocuitori pentru aceștia. Astra are deja de gând să scape de jucătorii cei mai importanți din vară. Deja Steaua ia ochii pe Budescu și pe Silviu Lung Junior, jucători evaluați la aproximativ 5 milioane de euro împreună. La fel, Junior Moraes și Dea Morim sunt puși pe lista jucătorilor transferabili, alături de Ben Youssef, care este urmărit de ceva vreme de oficialul lui Girondin de Bordeaux. Totuși, contractele acestora sunt scadente în vară, iar Astra le-ar putea da drumul gratis.